Suntem live, prieteni. Bine v-am găsit. Am updatat și... Aulă, botul, da. Vreau să mă mândresc că am uitat să updatez botul, dar am uitat să-l pornesc. Am avem și GoTV la ăsta. Suntem pregătiți, mă, de orice. Suntem pregătiți de meci, n-am o frică. Bine, momentan nu vă văd. O pot să dau alt tab când se încarcă. Salut, Alex. Amândoi, Alex. Salut, Codruț. E de ce, mă, Codruț? Adică la ce te referi? Că mi-ai zis că... Uși, dar nu știu la ce te referi. Botul e pornit, merge matches. Bună, Călina, bine ai venit. O să fiu, Alex, uite, sunt bine. M-am așteptat și să înceapă meciurile astea. Mă, fetele sunt deja pe server, n-au nicio frică. În direct și cu, și toată lumea, ăștia la OneUp n-a intrat nimeni, dar fetele sunt deja pe server. Salut, Chiosu, binevenit. La ce, Codruț, la ce? Ne se ia sau? Dar la ceva random. Aolo, stai. Ce? Ce zici, mă, Chiosu, cum merge? Salut, Claudiu, binevenit. Știi, spaniolă, nu te joci, Alex. În 4-5 nu e mare chestie, dar nu e început. Bun, păi asta zic, și joacă undeva. La ce joc te referi, Alex? Au început să intre băieții, eu? Au început să intre băieții. Lăsa să vă mă pe celălalt monitor. Ah, Among Us, ah, ok. Hai, sper, Caterinca. Ce bully la fete, mă? De ce le fac bully la fete? Mă refer că au început să intre ăștia la OneUp, că fetele erau de la început. Adică am intrat pe server și erau deja pe server fetele. Și cum se pare, Alex, te distrezi? Da, porcantrică la început, dar după aia ne-am jucat mai mult și... Nu prea vorbea lumea, nu prea mai era amuzant, știi? Și am zis, bă, nu prea mai e Caterinca așa mult. Și cu random chiar n-are niciun haz, că gen nici nu prea ai cum să te joci cu și cu oameni pe Discord sau pe TeamSpeak și cu oameni random, că vorbești, da? Nu-mi dau seama la ce se referă, Alex. Nu, dau flash, de ce ai fi? Știu de mult timp, adică de mult timp. Știu, Claudiu, de mai pe la prânz de meciul ăla, stai liniștit. Nu-mi dau seama, Alex, să mor dacă îmi dau seama la ce te referi. Oricum dau flash, gen dacă ți iei un skin, dacă nu pică în preț, sunt practic niște bani în Steam. Poți să vinzi la un dat skin-ul să ții un joc sau ceva. Așa am făcut și eu cu Serious Sam. Pe 21 mi-ai scris... Aaa, da, bine, am uitat atunci, dar am aflat iar de la prânz. Nu știi care e chestia? Îmi zisese Aki că s-a întâmplat o mică problemă cu echipa. Dar și credeam că nu o să mai joace, că am văzut că au luat forfeit la... la meciul dinainte.
Da, scoți banii, cred că e un pic mai greu, dar măcar gen ai bani să-ți iei jocuri. Okay. Nu știu, nu-mi dau seama ce referi cu Ucraina. Staigul, nu știu, nu-mi dau seama ce vrei să spui cu Staigul. Mamă, ce bou sunt, da mă, Steagul, am înțeles, bun. Da, nu, am înțeles acum ce vrei să zici, dar steagurile astea sunt puse, mi se pare că, după cine a făcut echipa. Bună, Nana, binevenit. Am mai zis, mă, Alex, că îi sare de la, gen, de pe tabletă, are ceva cu tastatura aia, nu știu exact. Bă, stai așa că începe meciul. Bun, dragi prieteni. Începe meciul între Galaxy Racer Female și One Up. Echipă care, după Steaga, aș presupune că e din Germania, deși nu știu exact dacă este chiar adevărat, că nici Galaxy Racer nu sunt din Ucraina, adică fetele sunt mai de peste tot din Europa. Avem, pe de o parte, fetele la Galaxy Racer, Vilga, Clive, Ana, Claudia și cu 20. De partea cealaltă sunt One Up cu Tom, Adin, Hyde, BZN și Thompson. Adin Bisplatna. Adin îi zicem, că nu stau să citesc tot numele. Oricum e probabil e pus la mișto. Mă rog, nu contează. Runda de pistoale, două seturi de utilități pentru Galaxy Racer. Claudia are și kitul pentru partea de CT. Hyde însă are smoke și două flash-uri. Văd un molotov pe Thompson. Aruncat probabil și un smoke cu execuție pe site-ul. A intrat destul de agresiv din pop și din team-ain. Lupta acolo în spate. 20 de headshot Claudiei. Nu e un început chiar atât de bun pentru fete. Ica deja Clive sub lanțul lui Toms. Se luptă acolo Toms însă Vilga vine la 3. De se luptă 20. Un frag foarte bun acolo pe Thompson. În avantaj în acest moment. Fetele 4 versus 3. BZN în spatele site-ului din parcare. Este un jucător. Este Hyde. Face fragul pe Ana, Adin, ci glons pe Vilga, din conector până în, din teammate până în conector. Menti se luptă aici, tot din conector. Ce flic pe BZN, 2 versus 2 în acest moment, în continuare în parcare este Hyde. Vine smoke-ul pe bombă, face picul Claudia, are kit-ul, ar putea să se pună pe bombă în acest moment. Dar Adin, din noroc, le nimerește pe amândouă. A eliminat acolo pe Claudia în timp ce sărea pe bombă, 20. Deci e eliminată și runda de pistoale merge către One Up. Nu, ce toxic e Claudiu. Tremurând acum numărul 2, ambele echipe cumpără în acest moment, două digăle, două scouturi și un MP9 pentru Galaxy Racer și mi-am pierdut jucăria care mă jucam în timp ce comentă. Găsesc. Aula, am dat cu capul de un microfon. Ia. Of. Mi-am pierdut jucăria. Nu trebuie, Alex, nu trebuie. Salut, Gabriel, bine ai venit. Salut, Gis, bine ați venit, prieten, bine ați venit. Sper să-mi găsesc jucăria la un moment dat, dar stai să vedem ce se întâmplă în această rundă. Nade-ului BZN nu atinge atât de rău pe Vilga, o lasă la 96 HP. Rundă mult mai înceată față de runda precedentă, joacă destul de pasiv OneUp, nu vor să piardă această rundă contra Forcebuy. Un setup destul de interesant aici, lui 20 cu Clive. Vine smoke-ul pe mică. Măcar s-a dus destul de mult pe rampă mică acolo. Pare că se strâng la site-ul B, Oana, până acest moment. 20 foarte aproape de rampă mică. Chiar în fața smoke-ului, cred că a fost văzută umbra ei. Vine execuția. Face picul 20, face un frag. A trecut un jucător. Double kill-ul lui 20. BZN face trade-ul, însă Clive vine cu... și ia cu trade-ul, double kill-ul pentru Clive și rămâne numai Hyde, foarte rapid, 1 versus 4, scos de către Vilga și o rundă de force buy foarte bună din partea fetelor de la Galaxy.
Am găsit șcăria, gata. Bun. Ce să mă gis, uite, ne uităm la meciul ăsta. Avem după, dragi prieteni, Culler United cu Royal Savage. Aveți acolo semnul la mânii matches. Să vedeți, după ce se termină meciul ăsta, o să vedeți și scorurile. Momentan sunt doar hărțile puse. Da, Alex, am votat. Am fost, mi-am exercitat votul, dreptul fundamental. Un nade bun acolo, aruncat de Claudia. Adin lăsat la 44 HP. Culver vs. Royal, meci interesant, meci interesant. În derby românesc, aș putea spune. Face picul Claudian să Toms. Ce reacție bună din partea lui. A primit totuși hit-ul acolo. Adin o scoate pe Vilga. Și parcă se întoarce roata față de runda trecută. Din nou un force mai care pune probleme. 20 reacționează bine la BZN care cade în popdog și este eliminat. Riscant, riscant acolo. 20 face ripicul, face fragul, însă Hyde vine cu trade-ul. Rămâne rapid Hyde. 1 versus 2. Curăță colegele lui 20 către Ivy încolo. Avem rundă pentru Galaxy Racer female. Se joacă, Alex, nu să nu se joace? Doi la 1 în acest moment. Rundă de eco curat aproape pentru One Up. Au un P250 și un Deagle pentru Toms. Trage Toms acolo. Uf, ce glonț din partea jucătorului german pe Claudia Vilga. Totuși vine cu trade-ul cu M4. Recuperează Toms în acest Deagle și încearcă și el norocul. Din văzut acolo de Ana. Ce reacție rapidă din partea Anei. Vine fragul pe Eco, Vilga îl vede pe Thompson, alege să nu se lupte totuși, acel Deagle este destul de puternic la distanțe mari, strecurat în Olof în acest moment Thompson. Ținut de către Ana, primește hitul, primește și al doilea headshot totuși. Vine fragul pentru Galaxy Racer, situație de 4 versus 1, Vilga face eliminarea pe BZN, rămâne numai Hyde cu P250-ul. 1 versus 4 în acest moment, este în T-Main. Ar putea să o prindă pe 20 dacă nu este atentă, însă ea se uită chiar în acea poziție și cred că Hyde aici, da, este eliminat rapid de jucătoarea de la Galaxy Racer. La ce te referi, Cloud, dacă o mai joc sau? Gata, mai jucat un meci două așa. Când nu erau băieții 5, dar în rest, no. Că-s mort. Full buy pentru ambele echipe în acest moment. Vilga a pregătit acolo un setup interesant aici la site-ul B. Pușează deja Claudia și cu Clive. Au luat controlul în, pe rampă mică. Ai văzut de Clive. Face eliminarea jucătoare. Ai aproape de double kill. Pică totuși Claudia. Vrut acolo să dea un smoke. Cred că s-a grăbit puțin cu utilitățile. Ana. Bună reacția, îl scoate pe Adin, îi vede piciorul acolo lui Toms. Însă nu mai face picul în acest moment, Toms aruncă smoke-ul către verde. Se luptă Toms, o elimină pe 20, însă este secat la 12 HP. Toms îmi face și el fragul, dar rămâne la 4 HP. Anu, în acest moment ar trebui să scoată Deagle-ul, ar fi o oportunitate mult mai bună, mult mai rapidă. Verifică Clive, a ajuns deja la sandwich și îl va prinde pe Toms în acest moment. Se uită către Olof. A văzut acolo piciorul și face quad kill-ul în acest moment pentru jucătoarea de la Galaxy Racer. 4 la 1. După my league miss but in my language league, auzi. Hi Igor, welcome. Salut Cux, binevenit. O piesă, facem piesă, facem. Întâlpă de zână poză ce are cu, cu Malboro, cu Pau, cu țigări. N-a luat, ne-au rupt țigările. Țigările 20. Deja par în control după ce câștigă runda de Force by Galaxy Racer. Par în control pe această hartă, cel puțin pe partea de CT. One up.
au un half-buy în acest moment, două decuri, două digăle și mai, mult mai multe utilități, dar un Glock pentru Hyde. Sunt îndreptați către site-ul B, pare că acolo va fi play-ul. Clive este destul de aproape, în spate, pe rampă mare, este Ana cu polarul. Toxic Cash Cukes. Flash-ul pe rampă mică, însoțit de un molotov și în continuare sunt blocați acolo, one up, nu au nicio cale de acces către site-ul B. Totuși nu fac over-rotate Galaxy Racer, așteaptă în continuare orice fel de informație. Fly foarte aproape, aproape de double kill, Thompson însă o elimină înainte să pice 11 HP pentru el. Se luptă aici Adin, 20 totuși face fragul, Ana îl scoate pe Thompson, care cred că voia să planteze. Vine un molotov care e foarte aproape de site, îl arde pe BZN. 44 HP scos până la urmă de Vilga, nu înainte ca de a face fragul pe 20. Rămâne numai Hyde, este știut în spatele trenului alb scos de către Ana. O rundă în care se putea termina mult mai rapid, se putea termina cu acel double kill al lui Clive și după aceea să se facă fragurile de cele două fete la site-ul B, însă nu e chiar o mare problemă, pentru că oricum ar fi avut bani să cumpere în runda asta one up. Au ceva mai multe utilități, însă din cauza acelui bomb plant. Salut, Mac, bine ai venit! Full buy, după cum ziceam, și pentru one-up, au un polar, au toate utilitățile. Cred că au ratat acolo un flash. Însă nu cred că e așa o problemă mare. Vine molotovul la Olof din partea Anei, se joacă cu 4 oameni pe site-ul ăla și foarte aproape Clive la rotație. Începe execuția din nou către site-ul ăla, ieșiți deja 2 oameni foarte aproape de sandwich. Vine smoke-ul în verde, flash-ul în spatele smoke-ului de la sandwich și se bagă foarte agresiv BZN-ul, o prinde pe Claudia. Ana totuși reușește să rămână în viață. Clive a ieșit din smoke-ul din conector, trage la picioare și îl scoate pe BZN. Situație de 3 vs 3 în acest moment. Vilga este ascunsă în pop dog, îl scoate pe Thompson. Preiau avantajul fetele, încearcă Tom spush-ul prin smoke, însă Ana este pregătită și rămâne numai Hyde. 1 vs 3. Nu am aflat nimic momentan negru despre MDL. Face până la urmă picul Clive și Hyde este eliminat. Vine și cel de-al doilea polar pentru Galaxy Racer. Salut, Lucic, bine ai venit. Nu, m-am apucat că eram mor, Claudiu. Da, nu, momentan nu știu nimic de MDL. O să vedem dacă reușim să mai aflăm ceva. De Rockstar, nu prea cred, nu... Dacă mă auzi cum cânt, mori. Îți plâng urechile. Clive, rapidă cu polarul, scoate pe 250-ul, double kill-ul pentru Clive. În acest moment nu reușește flicul, BZN este cel care face fragul, însă Ana răspunde cu trade-ul de pe mare, face picul Tom's, o scoate pe 20, dar Vilga este pregătită. Rămâne numai Hyde, 1 vs 3. Ia să joc în MDL, că mă bate, nu știu de mine. Ești nebun. Să joacă ea cu mine ca cu copiilor. De fapt nu cred, nu prea cred că e ok. Ana deja un pic așa, un pic nervoasă. Hai mă, dă-te că mă duc să-l bat. Cred că acolo pe T-Speak s-auzea asta, cine era, Vilga și cu Claudia. Stați așa să ne băgăm toate odată, nu știa, Ana era cu digă în mână, dă-te bă că îl arunc în aer. Au idee că au răspuns Cukes la primul mail, a trebuit să semneze ceva cu ei, o înțelegere, nu știu exact care e ideea, și să o trimite înapoi și să răspundă la aia. Și teoretic la aia ar trebui să răspundă destul de repede, adică mă aștept, nu știu, poate săptămâna viitoare să nu mai fie nicio problemă. Runda cu numărul 9. Full buy din nou pentru one-up, dar nu au un polar de data aceasta, au 5 AK-uri. Ratează Ana flick-ul acolo pe Thompson. Foarte aproape să fie eliminat jucătorul de la one-up.
Aude buzunul acel hit de molotov. Sezonul viitor o să ne trebuiască permisiune pentru ESL Pro League. Strecurat Toms la Olof, o scoate pe Claudia, băzând în continuare aici un duel mai mult mental cu 20. Nu s-au întâlnit cei doi jucători până acum. Face picul totuși 20, face fragul, însă nu mai are gloanțe 20. Este eliminată până la urmă de Hyde, Ana. Face totuși fragul pe Toms, readuce situația la 3 versus 3. Toms sunt un pic mai rapid decât Clive. Ana între site-uri, îl scoate pe Hyde, dar este Adin foarte aproape de ea. Rămâne numai Vilga, ieșită deja din conector, scoasă de Adin și avem rundă pentru one-up. Of, am văzut acolo 20, săraca, a dat molotovul și trăgea în sus în continuu și s-auzea numai ticăitul ăla, când nu mai ai gloanțe. Tic, 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 tic. Uf, 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 uf. Unlucky, unlucky. Oricum, fetele își permit încă un full buy, însă după runda aceasta nu le văd foarte bine, deși au câștigat cam, dacă nu mă înșel, 6 runde la rând. 7 runde, de fapt, că a fost 1-0 pentru one-up. Noua economie chiar atât de formidabilă. Adin este jucătorul cu polarul pentru one-up în acest moment. Questionable acel molotov. Toms o prinde pe 20, ajutorul unui flash din partea unui coechipier. O vede și pe Claudia, double kill-ul pentru Toms. Avantajul acum cei de la one-up. Salut, Bălaceu, bine venit. Clive pușează site-ul B, însă este ținută de către Hyde, dă headshot, însă nu reușește fragul. 11 așa pentru Hyde, pușează deja Vilga în T-main, scoasă și ea de către Toms, rămâne numai Ana cu polarul 1 versus 5 în acest moment. Este pe site-ul A, cel mai probabil va face rotația sau va... nu, cel mai probabil va salva. Nu, n-are nicio treabă încercatul acestei runde în situația economică pe care o are în acest moment. Totuși ar putea să fie prinsă de Toms, are un triple kill Toms în această rundă, o rundă foarte bună pentru jucătorul de la One Up. Ar putea să o încheie aici cu un quad kill, cred că a ratat-o pe Ana la milimetru acolo, a ieșit din Ivy în momentul oportun. Totuși, Toms este în continuare aici și pușează chiar către jucătoria de la Galaxy Racer. Ar putea să-i vadă polarul, o scoate pe Ana quad kill-ul lui Toms. Nu se recuperează acel polar, avem în continuare un single op setup. Avem o pauză, cel mai probabil din partea fetelor, care au câștigat, după cum ziceam mai devreme, 7 runde la rând. Și acum încep one-up să mai dea din brațe. Trebuie să răspundă cumva Galaxy Racer. Da, nu, momentan sunt exipuluri, Bella Ciao, nu te grăbi. Oricum, hai să nu discutăm despre asta. Nu e chiar un subiect pe care vreau să discut pe stream. În mare parte pentru că nu mă pricep așa bine, sincer. Un nade interesant din partea Anei aruncat în T-main. Thompson și cu Toms sunt pregătiți acolo să ia duelul. Pune presiunea Ana pe ei. Vilga era pregătită să pușeze, însă acel molotov le împiedică pe fete. Se luptă acolo Ana. Face picul și Toms din partea dreaptă. Vine un flash, îi va ajuta pe cei doi jucători să facă picurile. Un headshot prin cutie acolo, lăsat la 17 HP pe Thompson. Face Vilga până la urmă fragul cu pe 250-ul. Oh, nu e vorba de dominanță, Belaceau. E doar un subiect mai... Nu cred că ar trebui să aibă legătură cu Counter.
subiectul ăsta. Adică gen, dacă înțelegi ce vreau să zic. Că nu cred că, adică nu știu de voi, nu cred că ne pricepem noi ca comunitate atât de mult încât să, de ce zic. Ce pe execuție la site-ul B, smoke-ul pe mare, două flash-uri, pică deja Claudia. Clive, scoasă-te către Hyde, imediat după ce pică și Ana 20, totuși face un trade, însă Hyde, quad kill-ul lui Hyde, pe Echo, ne băgăm, n-avem o frică. În runda de Echo. Să vedem acum la arme dacă ne mai băgăm tot așa Hyde. Nu știu, aveam ceva în cap să zic, dar nu am reușit să mă exprim exact cum am vrut și am zis las-o așa. Nu mai contează. Ignoră ce ai zis mai devreme, că nu știu ce vreau să zic. Runda cu numărul 12, băzână, încearcă acolo picul de vreme cu polarul, nu găsește pe nimeni totuși. Aproape să fie prins de către Vilga, urcat deja pe 5. Repoziționează Vilga ușor în Popdog. Flash-ul la Ivy, dar nu știu dacă această săritură va păcăli pe Ana. O prinde. Totuși a sărit doar unul. Mă gândeam că ăla de pe marginea o să sară primul, că așa ar fi mai logic, să fie un pic mai sus, să fie mai greu flicul. Ana! Ce linie prinde acolo în teammain! Deschide runda cu un double kill, cu un singur glonț. Se strecoară ușor Adin și cu Thompson. Din Ivy în acest moment. Hyde este deasupra popdog-ului. Adin o scoate pe Ana. Claudia face un trade, însă Thompson este pregătit acolo să își răzbune cu echipierul. 20 va găsi bomba aici în team main. Încă smoke-ul blochează trarea în team main. N-ai treabă, Kent. Aruncă și Hyde un smoke, va arunca și un flash, va încerca să recupereze bomba. Iese din smoke și este prins de către Vilga. Nu cred că se aștepta să fie ținut de doi inamici. Rămâne numai Thompson, care este în parcare în acest moment. Trece timpul, iar Clive se duce către acel polar. Piel polarul, fetele de la Galaxy Racer. N-ai treabă, Kent. Din nou full buy pentru ambele echipe, totuși o situație economică destul de slabă pentru amândouă. Cred că această rundă va decide cum merge restul acestei jumătăți. Aruncă Thompson smoke-ul pe site. Vine și flash-ul. O execuție interesantă. Este cum BZN este băgat la împarcare în acest moment. Se fac fraguri, însă nu prea înțeleg ce se întâmplă. 20 scoasă de către Toms, double kill-ul pentru Toms. Vilga este ascunsă în smoke-ul de la Popdog. Pică bomba. Are un jucător pe site, un jucător la sandwich. A venit și Clive tot din aceeași poziție. Vine foarte bine acolo. Clive reacționează frumos și îl scoate pe Toms. Rămâne numai BZN în site în acest moment. O vede pe Vilga, o elimină. 15 HP totuși pentru jucătorul de la 1UP. Știe că era Clive ultima oară în Popdog, însă este ieșită la electrică. Și avem 9 la 4. Intrăm în penultima rundă din această jumătate. Trește momentul, Bella Ciao, da. Bine spus, Alex. E film, parcă nu, Chiuc. S-am auzit de el, dar nu l-am văzut. Era la navigation. Bine revenit, Alex. Runda de half-buy pentru 1UP. Două digăle, două pe 250-uri și un tech pentru Toms. Văd că sunt sus în toalete în acest moment cu pistoalele. Pare că să se dea către site-ul B.
Da, nu, nu, Chiux. Știi foarte bine la ce mă uit, nu. Pare că va fi un play la site-ul B lăsat. Totuși, Hyde singur în team main. Oh, vede acolo pe 20 și o elimină cu pe 250-ul. Ah, ok, stai că discutăm. M-am prins acum ce voi să mă întreb de fapt. Thompson elimină pe Clive la site-ul B, situație de 3 vs 5 pentru Galaxy Racer. Vede pe jucătorul de pe site, se așteaptă Claudia la un jucător foarte aproape. Bilgal să vine din spate, face numai o singură eliminare. Adin vine cu trade-ul. Văzut acolo Ana de sus, de pe mare, iese Hyde din smoke, Ana face fragul, însă este triduită de către Toms. Claudia face picul pe mare, însă Toms din nou se strecoară perfect, double kill-ul pentru el și runda pentru Ana pe half-buy. Rămân ultima rundă în această jumătate și Galaxy Racer era un buy extrem de slăbuț. Acum m-am prins, da, n-am văzut ăla, am înțeles la ce vă refereați. Gen la Casa de Papel, nu l-am văzut. Devoratorul! Iese deja Tom afară, nu știu exact, deci dacă puteți să-mi spuneți mie, acum două runde, că nu înțelegeam ce s-a întâmplat, cum a ajuns Tom's, mi se pare, la stop sign, nu știu exact care a fost ideea. Vilga îi dă capul lui BZN, însă vine trade-ul, vine fragul din partea celor de la One Up. Prins aici și Clive. A fost un push la site-ul B cu doi oameni, însă este doar un fake acolo la site-ul B. A mers fake-ul perfect. Pare că se îndreaptă, nu știu ce e cu acest molotov. Nu am învățat încă acest molotov de pe diferite aplicații. 20 face un frag pe Hyde, BZN vine imediat cu trade-ul, rămâne numai Ana, are scout-ul în mână, ar putea să-l prindă acolo pe un jucător. Nu știu ce face Adin. Thompson încearcă tapurile, o vede pe Ana. Vine Nade-ul. Nade-ul acela se lovește de rampa aia mică. Vine cu molotov, care nu cred că apare pe aplicații în acest moment. Ana îl scoate pe Tom's un no-scope, prinsă totuși de către BZN și avem prima jumătate, 9-6 pentru Galaxy Racer. Erau deja 2 pe la sandwich, că dacă arată ea smoke-urina. Ah, ok. Nu-mi parcare la... și din parcare a trecut la stop sign? Prin smoke-ul de la Ivy, presupun că da. La reactor cu verde. Cum fac și eu să mă bag în vent cum s-a băgat Kent? Mă scuzați, băie, sunt nou la joc. Cum fac și eu să mă bag în vent cum a fost roșu? Așa a făcut cu Ox. E schimbă de părit că și eu mă gândeam. E Caterinca. Bun, prieteni, intrăm în cea de-a doua jumătate. Pe partea de Tero sunt Galaxy Racer cu 9 runde, pe partea de CT sunt One Up cu 6. Două seturi de utilități pentru Galaxy Racer. Ana deja îl scoate pe Tom's. Entry frag pentru Galaxy Racer. Au plantat bomba și se retrag. BZN, un glos frumos pe Vilga, însă Claudia face trade-ul către Ivy. Vine un flank din partea lui Adin înspre team main. Cred că va prinde... Wow, l-aude Claudia.
Și se repoziționează perfect. Haide, a făcut totuși un frag pe 20. Claudia va face picul aici cu USP-ul. Ana îl scoate pe BZN. Haide, double kill pentru Haide. Aproape de triple kill în acest clutch. Aproape de un quad kill în total. Două gloanțe pentru Haide. Nu încarcă în acest moment. Ana face baitul perfect. Se luptă cu Haide. Nu reușește să le elimine, dar bomba va exploda în acest moment. Și avem rundă de pistoale pentru Galaxy Racer. Cred că ai înțeles tu greșit, Alex. Mamă, dar ce gloanțe le-a tras acolo, Haide. Și vine force buy-ul instant din partea celor de la One Up. Bag înapoi. Asta cum... Ce bag înapoi? Nu mă, vă dau punctele după. Merge 10.000 pe meci. Merge. Scrii și Aki pe Steam în același timp să-mi zică că are 2 stand-in și că dacă își ia rău să zic că are 2 stand-in. Mă! Ce flic din partea lui Adin face fragul pe Ana. În avantaj în acest moment Oana pe partea de CT în force buy. Face intrarea totuși din Ivy, BZN-o scoate pe Clive. 20 face un frag în safe, se scoasă de către Haide, double kill-ul lui Haide prin smoke. Și rămâne numai Claudia, 1 vs 4, scoasă de către Toms. O rundă aproape flawless pe force buy din partea jucătorilor de la One Up. Runda cu numărul 3 din cea de-a doua jumătate, teoretic, runda cu numărul 18. Force buy de data aceasta și pentru Galaxy Racer, 5 digale, un aid interesant acolo, nu dă atât de mult damage pe cât ne-am fi așteptat. Salut, Cezar, binevenit! Nu se grăbesc fetele momentan, așteaptă un pic greșit din partea celor la One Up, un overextend. Poate pune mâna pe o armă și intra în avantaj. Cred că va fi strâns, sincer. Toms deja deschide runda cu fragul pe Vilga, însă Clive, un glonț frumos pe același Toms. 4 vs 4, Adin își aliniază ținta și o scoate pe 20, reușește să iasă din conector. Haide însă, controlează bine spray-ul de la FAMAS, face double kill-ul și avem 10 la 8. Dar se termină prea repede meciul, deja 10-8 și e 9 jumate. La următorul meci, băieții, îți dai seama, nu o să-i nici la fix, nu o să intre, o să intre puțin mai târziu. Aia e problemă, mai așteptăm, mai facem o catering. Pare un rush la site-ul pe în acest moment, 5 glocuri. Vine un flash, singura utilitate a fetelor, Adin, însă aproape de triple kill, nu-l reușește. Thompson scoate deagle-ul, s-au terminat gloanțele la AK, însă l-ajută și Thompson totuși, ce face de la summit cu deagle-ul. Niște gloanțe frumoase date acolo de jucătorul de la One Up și avem scorul de 10 la 9, se strânge scorul. După runda de pistoare câștigată de Galaxy Racer, la o singură rundă avantaj în acest moment. Foarte multe flash-uri aruncate acolo de fete. Vine smoke-ul la sandwich, smoke-ul la electrică. Flash aruncat de BZN la Ivy, însă nu este nimeni acolo. A primit leg totuși Claudia. Un
că smocul din Reese Smocul mai degrabă la Pop Dog. Tom's a pușat în Timain în acest moment. Îl ține Claudia, care este foarte secată. Văzut acolo Tom's obligat să se repoziționeze. Ilga se ascunde în smocul din Ivy, din Pop Dog. Se face totuși intrarea petelor aici către site-ul A. Tom's în continuare la sandwich, scos de către 20, reacție bună însă. Zână a făcut deja trade-ul pe Ana la Ivy. Ilga prin smoke, îl scoate pe Adin. Claudia îl scoate și ia pe Hyde. 4 vs 2, bun picului, picul Vilgăi. Dacă vreți, Tom's rămâne 1 vs 4 în conector. Are un molotov și un flash însă. O misiune destul de grea în față, acest clutch... N-aș spune că e imposibil, dar este foarte greu. Fetele au poziții foarte bune de after plant. Și Tom's cel mai probabil va ține de acest AK. Am eu Claudiu o chestie la mine pe Discord, că dacă ești la botul de gamble, locul 1 la... sfârșitul lunii primești mod, dar cred că îl scoatem, că toată lumea care intră la începutul streamului e cu albastru. cred că mai dăm drumul la el mai încolo. Salut, Vexi, binevenit. Pare rău, Alex, momentan nu mai dau. Da, mă, la ceva, dar după aia o să aibă toată lumea albastru, știi? Și nu prea mai e Catering. O să mai dau după ăsta pe care o să-l dau luna asta, nu știu exact cine câștigă. Să mai dăm mai încolo, când, dacă intră mai multă lume, la un moment dat, nu? Sunt de agresiv acolo la Ivy, one up. Însă nu reușesc nimic cu această agresivitate. Tom's totuși o scoate pe Vilga prin smoke-ul de la Pop Dog. Se pregătesc fetele de execuție la site-ul B în acest moment. Vine un smoke în conector. Se face intrarea. Tom's cu acel molotov ar putea să le încetinească pe fete. Trec totuși de acel molotov. Clive prins în spatele trenului negru. Ana totuși îl scoate pe BZN. Este foarte aproape și cu polarul. Adin face fragul pe Claudia. Scoate și pe 20. Adin aproape de triple kill. Ana însă îl elimină. Totuși Hyde era deja pe rampă mare. Și câștigă nu dacă la one up. Galaxy Racer cred că își vor permite aici să cumpere. Doar Vilga nu va avea armă, însă nu cred că e un buy prost aici. Dar totuși văd că va fi un half buy, deja două tech-uri. Îmi pare rău, Alex, dar sunt deja foarte mulți oameni, deja moderator la mine pe canal. Am mai zis eu Bella Ciao, că în cazul în care ajung eu cel mai mare YouTuber din România, mă rog, în cazul în care o să mai am mai mulți oameni pe stream încă și atâta cât să nu poată să țină pasul moderatorii, îți dai seama că o să dau la oamenii care stau de mai mult timp. Mai puțin Claudiu nu o să-i dau niciodată, cred că îi dau bani lui Claudiu. Salut, Adi, binevenit! După cum ziceam, rundă de half-buy, pistoale și câteva utilități pentru Galaxy Racer. Un up de partea cealaltă, foarte confortabil, foarte multe utilități. Arme de calibru mare, Clive chiar în fața lui Tom's, se bagă prin smoke, însă Tom's în o poziție destul de avansată, însă se face aici mow down-ul. Poziție destul de avansată acolo în partea lui Tom's, în spatele smoke-ului de pe mică, nu cred că e o idee bună contra unui half-buy. Asta zic și eu, Alex.
Ei, lasă-l pe acela, dacă nu-i place meciul, ce să-i fac? Uite, deci tu cum, ce bine trage Vilga, face deja entry frag-ul. Ana îl ține foarte bine aici pe Hyde, deja cum să nu-ți plac aici? Adin totuși vine cu trade-ul. Vilga este și asecat la 13 și pe situațiile 4 vs 3 totuși. Sunt avantaj fetele în acest moment, însă one-ups sunt foarte aproape de lucruri din care poate să atace Adin. Nu știu ce să zic de acel flash, însă foarte aproape sunt doi jucători de la one-up de teammate, respectiv de Popdog. Văd că s-a retras totuși Thompson. Bun meci, bun meci, Codruț. Se strâng Galaxy Acer către site-ul B, însă în spatele lor este Băzână care vine dinspre Poker. O prinde pe Vilga fix când arunca acel smoke, însă se activează Spidey sensul Claudiei, el vede acolo pe Băzână și se vor duce către site-ul A. O decizie perfectă din partea fetelor, vine Molotovul în team main, acolo unde este blocat Băzână. Adin vine cu Polarul în conector și o scoate pe Claudia. În dezavantaj în acest moment fetele, se luptă acolo 20, însă nu reușește să câștige duelul cu jucătorul de la One Up. Mai Ana, 1 vs 3 în acest moment, prinsă de Adin de la fostul site și trec în avantaj One Up. Trec în avantaj după ce au fost în avantaj în prima rundă, după prima rundă a fost 1-0 pentru One Up, după aceea Galaxy Racer, 7 runde la rând. Ce zici, Joachim? Luachi, o să-i dau, da, e tovarășul mine. Halfpipe pentru fete în acest moment. Pare că vor ataca din nou site-ul B, acolo unde Thompson a stat foarte aproape ultima rundă și cred că e o decizie foarte bună. Dacă reușesc să-l surprind acolo pe rampă mică și să-l elimine rapid, ar putea să... să ia această rundă. Acel nade putea fi mai bun din partea lui Thompson, putea da foarte mult damage, însă fetele erau un pic mai în spate. A făcut deja rotația și Adin cu Polarul. Se face execuția, vine și Molotovul pe trenul alb, dacă nu înșel, nu, e în spatele trenului alb. Foarte multe utilități aruncate acolo. Nu reacționează Thompson, este eliminat de către Ana. Adin totuși face trade-ul, va recupera acolo o armă Ana. A 20 a fost eliminată, am văzut eu greșit. Bomba a ajuns pe site, Vilga o va planta, Claudia totuși pică. Live îl scoate pe Adin, pică Polarul. Șansă foarte bună aici pentru fete, Vilga. Ce reacții din partea ei, Băzână. Cred că a fost un pic surprins acolo, văzută Ana în spatele trenului alb de Hyde. Este cu arma în mâinile sale, însă Toms face picul. Atinge bomba odată, se pune din nou pe bombă, Clive foarte aproape să scoată pe Thompson, însă nu reușește să nimerească headshot-ul. O rundă bună totuși de half-by pentru fete. La 11 deja se îndepărtează One Up, două runde avantaj, însă Galaxy Racer a fost pe runda de half buy. Vor avea acum full buy-ul cu Polar pentru Ana. Aici cred că se decide meciul, sincer, dacă nu reușesc să ia această rundă și nici cu și fără bomb plan, nu le văd prea bine, însă Ana deschide bine runda. Cercat acolo Băzână un pic agresiv, însă flash-ul era puțin cam avansat și ținea destul de retras Ana. Auzit acolo Toms. Ce-a luat damage de la Molotov. Vor face turnul aici fetele. Nu îl prind pe Toms însă. Claudia l-are pe Toms foarte aproape de ea. L-a văzut acolo însă nu face ripicul. Aruncă Molotovul. Este și Adin cu Polarul foarte aproape de teammate. Vine smoke-ul Vilgăi pe rampă mică. Vine un Molotov din partea lui Thompson pentru a le încetini pe fete. Însă play-ul nu cred că va fi la site-ul B. Bomba este în continuare către site-ul A. Era ascuns acolo la rotocoale, însă văd că s-a repoziționat Thompson. C4
ținea din cupolarul de pe acel hat din conector. Pune presiune vilă acolo la site-ul B. Însă cred că le-au dejucat planul cei de la One Up fetelor. Face ripicul Vilga foarte aproape de acest frag la flank. Pică totuși și reușește să sece doar până la 55 HP pe jucătorul de la One Up. Însă 20 vine cu eliminarea bună pe polarul celor de la One Up. Ana îl vede pe Toms în conector. Îl are pe high totuși după site. Toms a venit și el din... fostul site, îl scoate Ana pe Hyde, reacționează bine și 20 pentru double kill. Rămâne numai Toms 1 versus 3, vine 20 perfect din spatele site-ului și mai recuperează o rundă Galaxy Racer. Și ca și, dar nu știu unde e Cristian 7, nu prea l-am mai văzut. Vedeam pe unul care avea nu știu ce 8, ceva de genul. La 12, Clive streculată deja foarte aproape de sandwich, primește Molotov, îl stinge acolo și este știută poziția ei, nu va mai surprinde pe nimeni de acolo, vine flash-ul Vilgăi totuși, ar putea să pușeze acum Clive, iar asta se întâmplă, vine un flash din partea lui 20. Se luptă acolo Ana, un duel cu Adin, nu se concluzionează acest duel momentan. Dar 20 îl prinde pe Hyde prin smoke, deschide această rundă. Are leg acolo Adin, BZN face trade-ul imediat ce pică cu echipierul lui. Adin o scoate pe 20, însă Vilga vine cu trade-ul. În continuare în avantaj Galaxy Racer, 3 versus 2. Amândoi jucătorii de la One Up vin din fostul site, BZN și cu Thompson. Cred că au fost văzuți amândoi. Vilga reacționează bine, nu îl... bate și pe-al doilea, Thompson va face picul, o scoate pe Claudia, rămân Ana și cu Vilga, 101 HP pentru cele două jucătoare. Cred că a văzut acolo pe Ana Thompson, sigur a auzit acest scope. Repoziționează, se uită bine acolo, o scoate pe Vilga și rămâne 1 vs 1 cu Ana. Va face reload-ul însă Ana, bine, vine bine cu acest pic. 13 la 13, restabilesc egalitatea, 13 la 13, da, egalitate în acest moment. Puțin confuz astăzi. Da, puțin confuz, dar nu e problemă. A uitat foarte rapid acolo din Popdog, Vilga deja îl scoate pe Adin. Venti face fragul pe Toms. Ana l-a ținut bine acolo pe BZN. A așteptat foarte mult să facă picul din spatele de la 6. Thompson deja pușează site-ul B. Este ținut în Popdog de către Clive. Face totuși o rotație foarte mare Thompson aici. Este... pe scările dinspre T-spawn, probabil se va duce spre T-main și ar putea să prindă o armă. Deși că cred că fetele vor salva toate în același loc. Ea n-apare totuși că intuiește acest flank. Văzut acolo Thompson, mi se vedea un pic din picior. Din nou un avantaj Galaxy Racer, trebuie să câștige această rundă dacă vor să încheie meciul aici. Altfel, de fapt nu, au bani pentru următorul full buy. Însă dacă câștigă pe asta ajung la 15 și One Up nu vor avea bani, vor avea un force buy. Am mai contul Claudiu și Z Claudiu. Molotov aruncat pe trenul verde, dacă nu mă înșel. Adin este acolo în spatele acelui Molotov. Claudia însă un double kill impresionant. Vilga trage, îl scoate și pe Adin.
Double kill-ul Vilgăi, rămâne numai Thompson 1 versus 4, dezastru pentru 1UP. Au reușit doar o singură eliminare, Vilga triple kill și avem match point pentru Galaxy Racer. Un take în site-ul ăla foarte frumos acolo din partea fetelor. Penultima rundă din timpul normal al unui meci, runda cu numărul 14 din cea de a doua jumătate. Galaxy Racer au o șansă foarte bună să încheie meciul chiar aici. 3 digăle, un MP9 și un FAMAS pentru 1UP. Se joacă un singur jucător la site-ul B. Thompson este cel care cred că va pușea rampa mare. Dar cred că va fi văzut aici de către Clive, care are bomba totuși. Cel Molotov îl atinge pe Adin. Au informații fetele că este un jucător în Pop Dog. Însă ar putea prinde un timing foarte bun acolo Thompson. Pare că toate fetele se îndreaptă către el, Thompson. Scos de către Vilga, vor intra la site-ul B în acest moment. Hyde, și el rotația, o vede pe Ana, nu nimerește Mandigul. Trage și către Claudia, nu nimerește nici pe aceasta. Până la urmă face eliminarea, a venit acolo și Toms, va lua ceva damage de la cele molotoave. ZN o scoate pe Vilga, Ana totuși face fragul. Situație de 3 vs 3 în acest moment, 20 la marginea smoke-ului, văzută de Adin, însă reușește totuși eliminarea jucătoarea de la Galaxy Racer. ZN se apropie alături de Hyde, de inamica lor. Însă Clive o ajută pe 20, rămâne numai Hyde, 1 vs 3, are Deagle-ul în mână, are kit-ul, însă Clive este pregătită de pe site și avem win 16 la 13 pentru Galaxy Racer. Bun, 16-13, stați să bag și aici la comandă. Bun, am băgat acolo, am actualizat comanda. Și acum să vedem dacă a apărut IP-ul de la următorul match. Ia să vedem. De la Cool Gaming Reunited cu Royal Savage. Edităm și titlul. A apărut, da, a apărut. Nicio problemă, Ana. Felicitări pentru win. Un match foarte strâns, însă vezi bine acolo. Vezi că s-a văzut, ți-am zis că faci highlight-ul, s-a văzut pe stream colateral aia din team main. Bun, prieteni, intrăm acum pe DAS 2 să vedem ce se întâmplă aici, unde sunt băieții. Uitam-vă că sunt doi jucători de la Cool Gaming cu unul de la Royal Savage, așa că stăm aici, punem niște muzică, cât mai stăm, cât mai așteptăm aici. Aici avem un derby interesant aici. Nice try, Bella Ciao. Când mai aveți meciana? Pare rău, Claudiu, dar nu mai știu exact cine are cele mai multe puncte. Ia să vedem. Vladimir. Alex, acolo aproape la 2000 de puncte de el. Un duel acolo crâncen. Trebuia la meciul trecut să-mi spui, Bella Ciao. Mâine la ora 8. Bine atunci. Las 2. Okay. Interesting. Mi s-a încurcat cablul de la microfon. Da, mă, Bella Ciao, mergea meciul trecut. La meciul ăsta două echipe românești nu prea merge rundă în engleză. Nu prea ai combinații. Nu merge. Uite, să comentăm mâine, băgăm mâine o rundă două la
la meciul Anei, să văd cine mai are meci. Cred că are și Bretonia mâine, dar care la... La 8. A, ei. S-au dus. Of, zic Claudiu. Așteptăm să intre băieții. Bă, nu știu, bă, ce zici, bă, Alex. Vezi că pierzi. Te bate Vladimir acolo la moderator. Dar e Vladimir, e băiatul ăla care are contul Vladimir C? Spun că el e, nu? Cred că era mai simplu, de fapt nu, nu era mai simplu, dar aș fi votul la sfârșitul lunii și numărul de puncte de pe botul de pe stream. Că măcar așa trebuia să uiți la stream. Mai vedem cum e stream-ul în beta, mai vedem cum îl facem să până la release. Ai treabă, la ce știu că Claudiu e troll. Ai treabă, Claudiu, stai liniștit. Cred că dacă mă joc și mă enervez și mai faci și tu, cred că îți dau band. În rest, nu, dacă doar comentăm, n-avem treabă. Bă, nu, oricum, aș vrea să comentez mare parte, să comentez meciuri pe stream și poate să ne mai jucăm câteodată un counter, dar nu cred că mai fac stream la jocuri așa, iurea, că nu prea sunt jocuri la care se uită lumea în general. Nu pot, Alex, astea sunt unele care nu sunt copyrighted, gen. Jocul e foarte mișto, dar lumea nu înțelege că e gen... Mă uitam ieri la stresul și zicea lumea că nu sunt animații aia, dar gen ăla care mergea după tine, că nu e animat, că uitați până animațiile. Bă, jocul e făcut, e fix făcut să te distrezi omorând monștri, gen nu e făcut să... Povestea e vagă, exact asta e și ideea, povestea să fie vagă, să nu intereseze pe nimeni, că oricum nu ai ideea jocului. E făcut fix să alergi și să omori monștri, mai ales că gen texturile nu sunt făcute bine la personajele din poveste, dar sunt făcute bine la monștri, pentru că aia e ideea principală, să te distrezi alergând pe hartă și omorând extraterestri. La Tarkov e mai greu, la Tarkov nu prea îmi duce calculatorul destul de bine. Nu mi-l duce nici fără stream. Dar și cu stream, pe lângă faptul că se vede infect, că e prea multă verdeață și prea multe dalea și sare bitrate-ul, mi se mișcă și mai prost și mă mai și aruncă ea în aer și mă mai și enervez că pierd bani, mă rog, banii din joc. Și nu prea e combinație cu ăla. Catrinca, dar nu cred că ai cum să-l faci pe YouTube. Dacă nu bagă un codec nou, nu cred că ai cum să-l faci să se vadă bine, sincer. Mai ales pe hărțile alea, multă verdeață și așa, unde se încarcă foarte mult, de foarte multă informație stream-ul. În ideea în care nici pe partea ilaltă, la băieții ilalți, dacă știți voi aia cu MOV, nici la aia nu se vede perfect. Jocul cu Bila? Bă, Claudiu, nu prea, că m-am jucat deodată de două ori, a fost amuzant, dar după aia nu prea vorbea lumea, nu prea așa și nu prea era Caterinca, știi? Mersi, mă, Robert de Sa, binevenit!
Bila. Și cum am luat eu? Nu, nu că n-am cu cine, dar majoritatea mea cu care m-am jucat nu prea m-am distrat, știi? Și am zis, bă, nu prea... Adică nu, mai că am luat cheful așa. Nu, nu m-am mai jucat de mult, Alex. Jocul cu Bila, bă, dar chiar nu-mi dau seama la ce se referă bă la ceau. Adică mă uit acum pe Steam să văd dacă îmi dau seama despre ce joc vorbești, da? Să mor dacă îmi dau seama despre ce vorbești. Nu știu, dacă îl găsești, zi-mi. Chiar nu îmi dau seama la ce te referi. La ce joc te referi. Ba, Alex, cu GTA Online de la normal, nu cred că ai ce să faci pe stream la el. În 5M ar fi Caterinca, dar, bă, sincer, aș face stream la 5M dacă aș avea acces la stream-ul, la serverul unde se joacă toți aia șmecheri. Unde ăla serverul chiar e forță făcut. Dar la ăla trebuie să... trebuie să dai examen ca să intri pe serverul ăla. E greu. Și nu mă refer la ea și mă chiar din afară, adică la băieții de pe partea cu MOV, dacă știți ce zic. Pegel! M-am auzit ce vrea de la ce-o spune joc. Pegel! Of. Mă bucur, Zidă, că ți-a plăcut. Purple Gang, da, Purple Gang, pe partea ilaltă, dacă știți ce zic. M-am uitat de curând, a început Summit să facă iar și e haz rău de tot. Îmi place super mult cât de mișto e făcut, serverul. Era un concurs acolo, parcă era ceva pe GTA Online, băgaseră niște skin-uri și era așa un concurs între albastru și verde, nu? Am înțeles eu care era ideea. Cred că mă pe afară. N-am mai intrat de foarte mult timp, Alex. Am mai intrat când s-a băgat cazinoul și am încercat pe acolo. Ne-am mai distrat puțin cu mașinile, dar nu prea mai e ce să faci în ăla. În afară de un heist în plus pe care l-am terminat, nu prea mai e ce să faci, gen, ca să fie catering. Că nu știu, cel puțin așa mi se pare mie. Bă, Pegel nu mă, că Pegelul ăla nici n-ai ce să faci, că oricum l-am terminat de 100 de ani. Bun, așteptăm să mai intre doi băieți de la Cool Gaming Reunited. Sper că dăm drumul la meci. Bine ați venit, prieteni. Bine ați venit. Și țin să vă zic, după cum mi-a zis și Aki, că sunt doi jucători care sunt stand-in pentru Royal Savage în acest moment. Ok, ZD. Amintește-mi la sfârșitul meciului. Ne uităm. Ne uităm. Nicio problemă la videoclipul tău. Da, ne uităm. N-ai treabă. No, nici măcar nu cred că am mașina aia, că era destul de înceată în GTA Online. Claudiu, dai acolo semnul exclamării, stay. Nu. Da, știu mașina, Alex. Bă, dar ce fac băieții ăștia, mă, au ieșit, erau 3, a ieșit 1. Ce se întâmplă, că ieși 5? Bine, cei drept au 15 minute de la fix să intre, dar... Ei, sunt altele mai rapide, Alex. Adevărat, Andy, nu știu ce se întâmplă, cred că nu prea mai vor băieții să vă dea cu voi. Baftă pe la ce au mers, că... Ai stat pe aici.
dizer o meu calcão uma peca, mama, Jorge. Da Harry se refere, Zidu? De la 59 la 240, e un update foarte mare. Ai, gen, îți merge și în 240 de frame-uri sau măcar în 144, gen, ca să poți să te bucuri de ei, asta zic. A, n-ai treabă atunci. O, 300 e bine atunci. Mamă, mi-amintesc când am trecut eu la 144 și nu venea să cred, ești nebun, se mișca totul. Bine, prima oară când mi-a venit, prima oară, deci mi-am luat fix monitorul ăsta. De primul meu monitor de 144, XL2411. Am ajuns cu el la casă, l-am pus la calculator, bam, frumos, am deschis calculatorul, cablu, nu știu ce pac, și a zis, mamă, cum se vede, dă-te, dracu. Am intrat cu ăștia pe TeamSpeak, bă, e extraordinar cum se vede monitorul ăsta aici de bun. Și după aia am zis ăștia, bă, păi le-ai dat pe 144? Păi cum adică? Păi trebuie să intri în setări la Nvidia să-l dai pe 144. Ah, și l-am dat și a zis, mamă, dar chiar se vede mult mai bine. Da, nu, o să, gen, mă bucur pentru tine că o să vezi cât de mișto e trecerea de la ăla la ăla. Deci, până la urmă, nu vor băieții să jucați? Nu vor băieții să vă mai jucați? Deci, e drept, da, mai au 8 minute, adică au timp să intre. Sau au zis că nu mai joacă. Da, sunt doi pe server, zic că au ieșit gen din echipă sau ce, what? Amă, că voiam să-l văd pe Razic jucând, că Razic tot zicea, tot l-am mai văzut și pe la mine pe stream și așa, și tot voiam să văd cum joc. E, mai stăm atunci, mai stăm pe la și 15 să vedem care e situația. Dacă se dă forfeitul până la urmă sau nu. Bă, să mor dacă nu, mă bucur foarte mult că și echipele astea puțin mai micuțe au niște oameni care îi susțin atât de mult. Bine, probabil sunteți prieteni cu băieții, dar tot e important pentru orice echipă să aibă niște băieți care să țipe acolo pentru ei în chat. Nu cred, Alex. E, da, Andy, dar tot e important. Îți da și un pic mai multă încredere. Cezar, cred că îți dau ban. Bă, dar nu știam că a păstrat în pitul ăla de sound filmulețul ăla, că eu nu cred că îl mai am. Nu cred că îl mai aveam, gen... Zi-mă, Claudiu, ce s-a întâmplat. Andy calcă-ne pe cap. Of, of, of. Eu nu m-am jucat în SEA Open, eu am jucat numai... Aba, nu, am jucat în SEA Open în playoff cu englezii și după aia am jucat în intermediate. Nu știu eu să mă joc la Open cu... Da, dacă face codrus cas, bă, sincer mă întrebase Shining dacă vreau să mă joc, să joc sezonul ăsta, dar am zis, bă, nu, mă, că are niciun rost, ce dracu, ne jucăm aici, e bun. Poate ne băgăm sezonul următor așa la Caterinca. Canalul șcheile la casă, și gen, vii tu aici, comentezi tu la mine de acasă și mă duc eu la tine și mă joc de acolo. Merge, tată, gata, ăla-i planul.
Să vin cu mouse. A, iau glorios ăsta. Salut, Peri, binevenit. Iau gloriosul ăsta și ne jucăm cu băieții. Da, David, da, cum să nu. Mi-am exercitat dreptul fundamental. Este că m-a intrat unul de la cool. Oare începe meciul ăsta? Merge destul de ok, Alex, n-ai treabă. Bă, cred că sunt 4, mă. Asta e, băieți, că s-ar putea să se joace meciul, totuși e... Un pic cam târziu, băieții, de la cool, dar văd că pare că o să ne jucăm, o să vedem meciul ăsta. Sunt 5 băieți de la cool, 5 băieți de la Royal Savage, așa că... Cred că o să vedem aici un derby frumos. Mulțumesc, David. Vreo 3 minute. Cam așa. Vă că... La mine e și 13. Bun. Deci intrăm în meci până la urmă. Au intrat băieții de la cool. Cred că a fost o mică problemă la început, dar văd că s-a rezolvat. Sper să nu fie băieții supărați între ei. Bun, prieteni, avem Royal Savage versus Cool pe DAS2, după cum se poate observa. Runda de lame, pare că Royal Savage sunt totuși cu 3 în viață, dar au mai puțin HP. S-a ratat acolo cuțitul cu click dreapta, rămâne Shin în viață, face double kill-ul și Full Gaming Reunited vor alege partea pe care o să înceapă. Văd că totuși vor alege CT-ul. Dau restarturile și vom intra în acest match. Runda de pistoale între Royal Savage și Cool Gaming Reunited. Deja vine o pauză, o mică problemă acolo pentru Wallache, dacă nu mă înșel. Probabil un reconnect rapid și vom intra în match. Te-ai dus, Claudiu. Nu știu, nu părea ăla că să aibă probleme în runda de lame. Ok, intră înapoi. Contează cine a dat, mă. Nu i-a plăcut ce s-a întâmplat. Aia. O fi fost de la adversari de la meciul trecut. Cineva de la One Up. Fix supărat că au pierdut. Haterii. Bun, prieteni, începem... Runda de pistoale, Aki are utilitățile pentru Royal Savage, de partea cealaltă Cool Gaming Reunited cu hitul pe Shin și 2 flash-uri. Sunt singurele utilități pe care le au Cool Gaming. Aolo, cheile ca cheile, dar punctele nu le-am dat. Am uitat cum e comanda. Da, să vedem noi. Aki intră deja rapid cu acele flash-uri, însă Edward
se luptă din pastilă în acest moment, este ignorat momentan, face picul Shin, fragul pe In, T, însă Andy și Wallache fac câte un frag fiecare, Reizic deja a făcut rotația în porți. Aki și Reizic, Aki pică, Reizic îl scoate pe Wallache, rămâne numai Raiden foarte rapid 1 vs 3, are Glock-ul, face un frag, vine cu Lama aici, Surer îl lasă pe Psycho 1 vs 1, 15 HP totuși pentru Raiden. Face facul Psycho, însă nu cred că era momentul de a sări cu Lama. Așa era codruții, asta e. Nu mai era Pops Give plus Viewers. Nu. Give Pops plus Viewers, zice lui. Ad? Să mă iert, să mă ierte Dumnezeu că uit de fiecare dată. Oricum, Reizic, un double kill frumos aici cu MP9-le în jumate. Raiden se luptă și el cu Deagle-ul, cu Shin, îl lasă la 20 HP. Inătă un frag bun aici cu Glock-ul, reușește să recupereze chiar un FAMAS. Face și cel de-al doilea frag pe Reizic, jucătorul secat totuși. Shin îl scoate pe Int cu un headshot frumos, double kill-ul lui Shin cu scout-ul, rămâne numai Andy. 1 vs 3 scos de către Psycho, o rundă de eco destul de bună pentru Royal Savage, vor putea să cumpere în acest moment. Între timp până... Până... Se mai întâmplă ceva la rundele astea, o să încerc să intru de pe telefon, pe un stream mai vechi, să găsesc... Să găsesc comanda, însă... Shin se luptă aici cu Raiden, cam același număr de HP pentru cei doi jucători, Aki foarte aproape să îl prindă pe Shin aici în CT, însă... Icon Molotov, reacție bună din partea lui Shin. Aici v-am dat și la sfârșit și pe celelalte, 100%. Da, să vi se carce chat-ul. Cu un dezavantaj Royal Savage, Wallache vine cu un trade bun pe Psycho. Și totuși double kill-ul, în total triple kill pentru jucătorul de la Cool Gaming, însă Surer este deja pușat din lung. Un flank bun din partea celor de la Cool Gaming Reunited. 3-0 pentru băieții în albastru. De fapt, cred că sunt în verde. Nu cred că sunt în albastru. Mersi mult, Teddy, de sub. Bine ai venit. Surer are deja doi jucători foarte aproape, îl prinde totuși pe Inătă. Aproape de double kill, Andy l-a scos pe Reizic în short. Aki îl scoate și el pe Surer cu Deagle-ul, scoate Psycho pe la urmă pistolul și face fragul ăsta la 49 HP, însă Shin, ce double kill din partea lui, rămâne numai Raiden. Însă o reacție bună din partea lui Psycho. Parcă nu pot să treacă de Shin în acest moment băieții de la Royal Savage. Nu, punct 27, mamă, super. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, că v-ați apunat la mine. Bă, nu mai găsesc, bă, mamă, ce mă stresează, că nu mai știu cum să dau puncte. Nu eram atent. Recutează. Runda cu numărul 4, full buy pentru ambele echipe. În acest moment 5 AK-uri pentru Royal Savage, nu au avut bani de polar sau au avut, dar nu au vrut să-și cumpere. În continuare, Psycho este cu polarul la mașină. Pun acolo puțină presiune zona lungului, însă se retrag destul de repede. Andy va mai arunca un flash pentru un potențial bait. Sunt totuși 4 oameni strânși către site-ul A. Dar băgă de binevenit. Fac acolo fragurile către Psycho, Raiden a răspuns totuși cu un frag, situație 2 vs 4, Royal Savage
ți-e foarte grea în față, Psycho face triple kill-ul cu polarul, rămâne numai în T1 versus 4, este în zona midului, ar putea să prindă pe cineva la flank, însă este o situație foarte grea în fața jucătorului de la Royal Savage. Psycho face quad kill-ul, încheie această rundă într-o urmă de zile mari, jucătorul de Acool Gaming Reunited. Bă, de când m-am abonat, de când m-am apucat de YouTube, e greu de zis, pentru că am contul din 2010. Depinde ce vrei să zici de apucat de YouTube. Am videoclip cu Minecraft de prin 2011, dar nu știu dacă se pune ca apucat de YouTube. Deja se luptă acolo în zona midului și în secat, totuși, până la 60 HP. Vine și Surer cu molotovul pentru a împiedica pe cei de la Royal Savage să intre, însă aceștia au trecut cu 3 jucători, îl prind pe Surer. Shin însă face fragul pe Andy, full flash, vine și un flash la quick pair-ul său, aproape de triple kill, Raiden însă face trade-ul. Akil scoate pe Mr. Edward și avem o situație de 2 vs 2, o șansă bună pentru Royal Savage să câștige, să-și aducă o rundă pe tabelă. E pe privat, Codruț. E serios, aveam 14 ani. 15, de fapt. Face picul Aki, face și fragul pe Razik, rămâne numai Psycho cu polarul, recuperează una, cade pe jos, are kitul, are și el o șansă la acel clutch, însă Raiden este pregătit și își aduc cei de la Royal Savage. Prima rundă pe tabelă în acest match. Cum știți foarte bine, toate echipele se opresc la 5. Bă, cum pot și eu să... Shin. Entry frag pentru... A schimbat aici. Entry frag pentru Cool Gaming, însă deja s-au făcut două fraguri pentru Royal Savage. Razik face un frag pe Andy, Aki face trade-ul, Edward este și el pregătit aici la site-ul B, însă Wallachie e o reacție bună cu polarul, rămâne numai Psycho, 1 vs 2 în acest moment, l-a prins pe Aki. Poate și pe Raiden, Psycho 1 vs 1 cu Wallachie, care are polarul la site-ul B. Pare rău că... Am fost puțin atent în runda asta, cred că am reușit să aflu care era comanda cu punctele. Se uită, Wallachie are 3 direcții din care ar putea să vină, însă reacționează rapid jucătorul de la Royal Savage și își aduc runda cu numărul 2 pe tabelă. Royal Savage, un stream pe Nexus Media când o să primim acces sau când e un match... Cam eseia se mai joacă. Deci, add points. Parcă nu mergea cu pops, parcă mergea cu points. Nu-i nărzda, nu-i nărzda. Deja 4 fraguri rapide din partea celor de la Royal Savage. Psycho a făcut... Cool Gaming United au făcut push-ul pe short, Psycho rămăsese singur în viață. Hai că merge pe dracu să mă ia. Add plus viewers. Nu mai știu, mă, las, nu știu, lasă-mă. Shin face entry frag-ul pe Aki. În zona top mid-ului sunt jucătorii de la Royal Savage. Aki era singur în tunel. Ce spoiler, mă, s-a terminat jelă fă 3 codruți, ești bine? Ăsta care a fost acum a fost jelă fă 3 codruțe? La jelă fă 4 nu știu, tată, când... A, la rel 3, nu am nici mai vagă idei, ești nebun. Se strâng în zona short-ului Royal Savage, cei 4 jucători rămași în viață vor face o execuție.
cu acele smoke-uri care au devenit destul de default. De fapt, nu chiar, au un smoke pentru CT. Și aruncă rezic aici flash-urile. Cred că puțin cam departe, pentru că pare că nu și-au luat flash-uri jucătorii de la Real Savage, însă vin fragurile. Psycho este singurul care pică somnade-ul lui Andy și Cool Gaming Reunited. Rămân la 3 3 runde avantaj. Ah, da. Pusem și mai sus, dar eram prins cu ăsta cu punctele și nu m-am mai uitat. Oh, Shin. Parcă vedem un replay din partea din replay cu scout-ul, când a jucat Nexus, nu mai știu cum îl chema pe ăla, Shiro? La care trecea cu scout-ul? Elian, măi, Elian, așa, Elian. Nu, Shiro e altul, Shiro e altul. Dar nici știi, zădă, nicio problemă, nu. Am văzut, dar nu m-am prins exact. Eram prea prins de aia, dar nici știi. XD, mersi foarte mult de donație de 3 euro. Să nu știe. Mersi super mult. Aki are polarul în mână. Verifică acolo midul. Au un setup destul de interesant acolo cu Cool Gaming Reunited. Cu acești doi jucători care țin zona midului. Însă pare că Royal Savage se strecoară ușor către short. Așa mă, ăla de la Gambit Youngsters. A, ăla a făcut 60 de fraguri și a pierdut. Da, corect. Bine revenit, Alex. Raiden se apropie, îl are pe Surer în zona CT-ului. Este și Andy în short acolo, alături de INT. Molotovul în site, însă site-ul este complet liber din partea celor de la Cool Gaming Reunited. Îl aveau pe Shin cu scout-ul în lung. INT face fragul pe Surer, restabilește egalitatea numerică. Au doi jucători în zona lungului, ratează acolo Shin. Este și UT pe platformă în acest moment. Îl atinge pe Raiden prin acea margine. Se face retake-ul din zona CT-ului, doi jucători de la Cool Gaming, Psycho face double kill-ul. Iert foarte rapid jucătorii cei de la Royal Savage, rămâne numai INT, 1 versus 3 în acest moment, face double kill-ul. Are nevoie de încă un frag pentru Ace, 1 versus 1, INT aproape de Ace, însă Psycho îl oprește pe INT. Ce rundă putea să facă aici jucătorul de la Royal Savage, însă Cool Gaming Reunited nu se lasă așa ușor. Runda cu numărul 11, Royal Savage au 4 digăle și un pe 250 pentru Wallache. De partea cealaltă, Cool Gaming United au recuperat și un AK, au și un Polar. Stau foarte bine la acest buy, însă nu stau foarte bine cu banii. Psycho scos de către Aki. Circulanțe foarte frumoase acolo prin poartă după ce l-a văzut pe Psycho. 4 oameni de la Royal Savage însă sunt în zona lungului. Pica Aki, îl scoate Surer. Face double kill-ul, INT, îl scoate pe Surer. Andy răspunde și el cu fragul pe Shin. Este 1 versus 1 cu Edward, l-a văzut și pe Edward. Andy trage și îl elimină pe ultimul jucător de la Cool Gaming Reunited. Și Royal Savage reușește să ia o rundă foarte importantă pe un force buy. Cool Gaming aici trebuie și ei să forțeze și vor avea, dacă pierd această rundă, încă un eco în față. Royal Savage au o șansă bună să intre înapoi în meci. Salut, Andrei, bine ai venit. Uite, avem acum ultimul meci din seara aceasta. Wallache deja deschide această rundă cu fragul pe Cool Gaming Reunited. Pe Cool Gaming Reunited, pe Shin, care joacă la Cool Gaming Reunited, dar e în regulă oricum. Lache face fragul pe Mr. Edward.
5 versus 3 în acest moment, vin din nou doi jucători de la Colorado United, face însă Aki double kill-ul și rămâne numai Psycho 1 versus 4. Este în tunel în acest moment, cred că va ține cel mai probabil de armură și de Deagle. Stai liniștit, Ecstasy, cel puțin mie nu mi-apare niciun IP. Cred că ți l-a șters YouTube automat. Adică nu apare că-s live, nu apare că nimic, ha? Lăsi GG și YouTube. Polac e deja un double kill frumos cu acel polar. Se pușează mid-ul din partea celor la Cool Gamer United, însă site-ul B este acaparat de Royal Savage. Am înțeles, e respect. N-am ce să-i fac decât să repornesc acum pentru încă 15 runde, să zicem. Bine, ar putea să fie overtime, dar nu cred că are rost. Nu știu, Codruz, distracție plăcută în vacanță. Flash aruncat acolo de jucătorii de la Royal Savage, ies aici peste Razic și îl elimină, rămâne Mr. Edward, însă este și el scos de către Aki și Royal Savage la o singură rundă diferență în acest moment în spatele celor la Cool Gaming United. Cum, mă? De fapt e duminică, ești tu dreptatea ta. A, 8 ori ai făcut pe drum. Da, mă. Nu știu ce, îmi pare rău, Codrus, nu știa ce ție. Vine o pauză din partea, presupun că Cool Gaming. E un moment de răgaz aici. Termină momentul. Trei oameni în lung din partea celor de la Cool Gaming United, vor pușa aici cu flash-ul, se face un frag, însă pică toți trei jucătorii, rămân Shin și cu Mr. Edward și aruncă Shin aici smoke-ul, aproape să-l prindă pe Raiden, reușește tot să treacă prin acel smoke. L-ar fi prins acolo Raiden pe Shin, dar i-a făcut acolo un pic de bloc Aki. Și cred că, da, vor salva aici Cool Gaming United, n-au nicio intenție să mai vină la această rundă, mai ales că nu au foarte mulți bani. La 7 devine scorul, revin foarte bine Royal Savage în acest match. Intrăm în ultima rundă din prima jumătate, se vor arunca acolo câteva arme. Și va fi un bai destul de ok. Au 3 în 4, un Famas, un Scout, 5 polare! Dar nu fac chiar atât de multă treabă, totuși cred că 5 autosniper era mai bine. Deși Balac e deschid această rundă, ce vreau să zic, 5 polare, dar nu mai e desenul ăsta de fapt că au schimbat harta. Era un tatuaj acolo pentru faza aia cu 5 polare când juca Fanatic contra, știu cine, ce, o echipă de francescă, știu că Shox sau MBK a făcut pic în porți și a văzut 5 polare în bază. În bază Tero. Oricum, reușesc să deschidă runda cu fragul lui Wallach. E singurul jucător care a păstrat polarul după ce s-au folosit cele 5 polare.
Envias, da, corect. Mă gândeam că Titan era cam târziu să fie Titan. Dar nici G2 sau așa nu era, că nu existau. Nu era o echipă de francezi încă și da, Envias era. Andy face fragul pe Edward, Shin și Razic fac și ei două fraguri, însă Aki vine cu trade-ul pe Razic, au avantaj și Royal Seven în acest moment și vor intra pe un site complet liber, va veni Shin aici să le pună presiune și chiar asta face, îl scoate pe INT, aduce situația la un 2 vs 2, însă este foarte secat Shin, a recuperat acolo totuși un M4. Venit un flash din tunel, știu deja poziția unui jucător, anume Surer, care are în continuare utilitățile. Shin l-a apăsat acolo prin poartă pe Aki, e scos totuși de către Raiden, destul de secat, după cum ziceam, Shin rămâne numai Surer. Este în tunel, este știut de cei doi jucători, sau cel puțin de Aki, din câte văd. Surer iese, îl scoate pe Raiden. Destul de aproape să piardă această rundă, dar... A făcut bine baitul acolo Aki, l-a văzut, a așteptat ca jucătorul, ca coechipierul lui să ia duelul și a ieșit în momentul în care se bătea dinamicul lui, dar a reacționat bine acolo Surer, foarte aproape să ia această rundă. Pepsi Max Lime-ul s-a deschis, trebuie o gură de Pepsi Max Lime aici în pauză. Păi Pepsi Mag normal e gunoi, mă, spilul. Da, da, e închis. No worries. Care s-a mai are gust de ceva așa mai interesant. Păi nu, nu bei Pepsi Twist când ai 128 în viu. Ești un mag să mai scadă aia la 128. Să dea băieții ready. Să intrăm în cea de-a doua jumătate. Royal Savage trec pe partea de CT, Cool Gaming Reunited pe partea de Tero. Sunt interesat de ce vor face Cool Gaming Reunited pe partea de Tero, dacă au niște execuții interesante, scheme. Vedem dacă ni le vor arăta în cea de-a doua jumătate. Intrăm în runda de pistoale. Deja se aruncă aici de către Edward 2 pe 250-uri. Partea cealaltă, Royal Savage au un kit pe Aki și un smoke aruncat undeva presupun. Cred că în mid a fost aruncat smoke-ul ca să poată să ascundă ce push-ul cu trei oameni din short. Nu vreau să discut. Nu e un subiect pe care aș vrea să-l discut, că nici nu mă pricep, nu știu. Nu e chiar ceva ce aș lega cu gaming-ul, cel puțin la mine. Intră foarte agresiv în short, 4 oameni de la Cool Gaming, se face fragul pe Raiden, Andy totuși o scoate pe Surer, singurul jucător din lung și pot să tragă liniștiți aici, Andy triple kill-ul cu USP-ul. Rămân Psycho și cu Edward 2 vs 4, îl întâlnesc în mid pe Oalache, s-a repoziționat și Aki să-l ajute pe quickpeer-ul lui aici. Luptă Psycho, însă Aki face eliminarea. Nu-i problemă, Cezar, s-a liniștit. Edward scos de către Oalache, un glonț acolo. Frumos, de la jucătorul de la Royal Savage. Zi, mă, Cezar, zi acolo gluma să vedem. Să vedem ce poți și după aia vedem dacă nu e în regulă. Sau dăm pe Steam. Pala
Wallach e foarte aproape aici de jucătorii de la Cool Gaming United, care intră molotov cu adkill-ul pentru Wallach, nu reușește totuși. Ultimul frag pentru Ace Raiden a fost văzut acolo de către Psycho, însă reacționează bine jucătorul de la Royal Savage. Se îndepărtează și mai mult de Cool Gaming United. De fapt, nu cred că te-am postim, Cezar. Dă-mi ad, Cezar, și zi-mi postim. Să vedem care e nivelul. Mă, păi și ce dracu ți-am pus? Ți-am pus tag? Ți-am pus tag. Cred că te-am avut, mă, că ți-aș fi pus tag. Mongas Pro Player. A, probabil am... A, ba da, ba da, ba da, te-am dat, ți-am pus alt tag. Ți-am pus Cezar. Trebuie să spun Cezar. Între timp, Inătăși cu Aki fac două eliminări... Reiau controlul acestei runde, Royal Savage 5 versus 3. În lung se strecoară totuși și n-ar putea să le pună probleme celor de la Royal Savage. Cezar One ți-a pus. Eu cine ești? Îl scoate pe Shin, însă vin din short, din amici, Inătă trebuie să încarce acolo, scos de către Psycho. Double kill-ul pentru el, 1 versus 2 în acest moment. Continuare în short, va auzi aici pasii din mid, mai face un frag, triple kill, rămâne 1 versus 1 cu Wallach și are o șansă bună aici să întoarcă această rundă. Zi-mă ce zăr păstim. Wallach însă îl surprinde pe Psycho și avem încă o rundă pentru Royal Savage, nu vor să se lase în cea de-a doua jumătate parte de CT. Vor să le ia pe toate. Salut, Nevo, binevenit. Cu 200 IQ acolo, da, n-a fost chiar. Da, mă rog. Să-l lăsăm, merge. Salut, Mr. Fuzi, binevenit. Da, mă, da, vedem, îmi dau eu seama dacă e ok sau nu. Dacă chiar zici așa că e nasol, vedem. Intră deja cu Gaming United în zona lungului, au un half by cu un scout pentru Psycho. 4 digăle pentru colegii lui. Din smoke-urile în CT, molotovul în fața smoke-urilor din partea lui Aki. Mai vine încă un molotov, vine și flash-ul, Andy iese în molotoave, este totuși scos de către Surer și vor recupera aici și un M4, însă acele nade-uri își fac treaba foarte mult damage dat acolo, Inutid și cu Aki apără site-ul la... Acționează bine Inutid, pică totuși Aki. Razik îl prinde pe Wallache, situație 2 vs 2 în acest moment, Raiden totuși vine cu flancul. Va fi totuși pușat acolo Inut, trebuie să aibă grijă, trage Razik, rămâne fără gloanțe. Totuși îl așteaptă pe Raiden perfect, face fragul Raiden, trage cu augul și reușește să câștige runda pentru Royal Savage, 12 la 7. Ferească-mă Dumnezeu, ce n-a vrut să zică Cezar, nu pot să cred. Asta, dar de ce te-ai gândit vreodată că nu poți să spui asta, gen, what the fuck, nici măcar nu jignești pe nimeni. M-a întrebat dacă Pop vine de la Pup. Gen P-O-P, gen căcat. Ăla username, ăla e nickname-ul pe care l-am avut mai pe la început, când mă jucam cu englezii aia, pentru că așa mi-a zis eu ei.
Of, Raiden a făcut acolo un double kill, Wallachie a răspuns și el cu ce rapid este Wallachie cu AVP-ul, nici n-a avut timp să reacționez. 13 la 7 deja pentru Royal Savage, pare că parte de CT pe DAS 2 deja deja în carte, este pregătită, avem toate schemele în carte, în carticică, în manual. Aki acolo cu strategiile exact, îi țin bine băieții de la Royal Savage pe partea de CT, pe Cool Gaming Reunited. Nu găsesc un răspuns băieții de pe partea de Tero, parcă nu reușesc să treacă prin acest zid pus în fața lor de către Royal Savage. Ei, nici chiar atât de strateg Adrian, adică te grăbi. Că pe partea de Tero n-au mers așa bine schemele. Aki face entry frag-ul pe Razix, Surer totuși face trade-ul, vine din lung, Shin, setup pe Raiden pentru double kill. Rămâne numai Wallachie 1 versus 3, are polarul în mână, are două flash-uri și un smoke, are și kit chiar. O șansă bună din partea jucătorului de la Royal Savage să ia această rundă și chiar... Mă gândeam că se duce prin lung, dar nu, se face să salveze, pentru că nu au foarte mulți bani Royal Savage și acest polar le-ar prinde bine și runda următoare. Ei, nu, Adrian, nu, zicea la mișto. Adrian cu Aki au scos carte cum să joci Counter-Strike la Offside Gaming. Poți să explic, Ioșpilu, trebuie să-ți cumperi cartea și să citești. Vine prima rundă pentru Cool Gaming Reunited pe partea de Tero. Și chiar într-un moment bun, deși Royal Savage au câștigat 5 runde la rând, nu au avut un bai în runda cu numărul 7 din cea de-a doua jumătate. Au totuși polarul salvat de Wallachie, dar însoțit de 4 digăle. Pare că Wallachie a fost... Mr. Edward, nu e bun acest smoke. Bine, dacă vin de acolo dintre case, poate, dar în rest nu cred că e combinație. Wallachie a fost trimis singur la site-ul B cu polarul. Atacați foarte rău băieții la Cool Gaming United. Wallachie l-a scos pe Shin, Edward totuși a făcut trade-ul pe Andy, apărătorul site-ului A. Dă smoke-ul pe bombă, o recuperează Razic, însă este secat. Ar avea o șansă aici băieții de la Royal Savage să ia runda, se face boost-ul, însă se așteaptă băieții de la Cool. Pică și Aki până la urmă, rămâne numai Raiden 1 versus 2, dar va recupera polarul. Se duce din lung, nu cred că mai are timp totuși, are kit, dar destul de greu să mai ia această rundă, ratează glonțul pe Mr. Edward și runda se încheie în favoarea celor de la Cool Gaming Reunited. La Diverta. Mamă! Filu, să scoți gluma aia din cartea ta de glume, că nu e posibil să faci o glumă așa în 2020. La 9, nade-uri anuncate de băieții la Royal Savage, Razic reușește un frag, însă este triduit de către Aki, double kill-ul lui Aki și îl întoarce pe Shin aici, îl întoarce către bază să recupereze și bomba și să se regrupeze cu coechipierii lui. Sunt în dezavantaj în acest moment Cool Gaming Reunited, însă fac o alegere bună dacă intră repede în mid. Pasă acolo intă smoke-ul, nu-l nimerește decât pe Surer. Apasă și Aki înapoi și reușește să dea niște damage acolo. Lăsat Surer la 25 HP, reacționează rapid, Psycho! Și scoate pe Wallachie, situație de 3 vs 3. Muritic destul de greu pentru Royal Savage în site-ul B de DAS 2. Era trecută cu pix roșu. Și terminat ești. Ca din alea bune, aoleu. Molotov și smoke aruncat, intră bine acolo, Andy reușește fragul, pică și Shin.
Nu-l găsesc încă pe Psycho, care deja este către bază. Au abandonat această rundă cu gaming, nu avea acolo... Avea șanse foarte mici, Psycho, să mai câștige această rundă. 14 la 9, Royal Savage la o singură rundă de părtare de match point. Gaming Reunited trebuie să înceapă să mai ia niște runde. Royal Savage, dacă câștigă această rundă, îi văd ca și câștigați. Pentru că nu mai sunt așa mulți bani în banca celor de la Cool Gaming Reunited. Salut, Lum, bine ai venit! Cred că a sărit Neidul un pic prost. Mă gândeam că o să dea foarte mult damage, însă cred că s-a lovit totuși de perete. Ușur pare că vine din short, un nade bun aruncat acolo până la urmă. Raiden double kill, triple kill pentru Raiden, trage impecabil jucătorul de la Royal Savage, rămâne Psycho în short singur. Ce flick! Să-l scoată pe Andy. Edward a încercat să surprindă pe Wallache, însă nu a fost cazul. Rămâne Psycho singur, 1 versus 4 cu polarul în mână. Are și bomba. Aproape să scoată Raiden prin smoke. Încearcă să apese smoke-ul, iese Raiden și-l prinde pe Aki la gus. Aruncă un nade, nu îl scoate pe Raiden, am crezut că o să-l elimine, însă cred că a fost destul de în spate acel nade. Se pușea deja din short de Wallache. Sau cel puțin va fi ținut de către jucătorul de la Royal Savage. Raiden un pic a dormit acolo, dar reușește până la urmă quad kill-ul și avem match point pentru Royal Savage, 15 la 9. Cool Gaming vor încerca să cumpere aici, n-au avut un bomb plant și vor avea un buy destul de slab. Două AK-uri, un Mac, Eagle și da, un Galil pentru Razik. Da, dacă dădea și cu Perez cu asta era combinație. Puneai camera pe lung, nici nu mai stăteai, trei trepuri la porți aici în lung. Foarte multe flash-uri aruncate în lung de Cool Gaming Reunited și preiau controlul acestei zone. A fost complet lăsată de Royal Savage. Se luptă acolo Andy, reușește fragul pe Surer, double kill-ul Andy, vine și Aki cu un trade. Rămâne numai Psycho, 1 versus 4 și... Bă, Wallache, mă, mâncați și gura ta, nu mai intra, bă, și, adică dacă intri, nu mai vorbi înainte să se termine match-ul, mă. Of. Câștigă până la urmă băieții de la Royal Savage. Câștigă meciul și ajung la scorul de... La Royal Savage au ajuns la scorul de 7 la 2 în open. Scor foarte bun pentru băieți. Un forfei, da, au avut cei drept un forfei la ultimul meci, dar oricum, foarte bine până acum, să sperăm că îi vom vedea așa și în continuare. A fost o mică problemă cu echipa, dar e ok. Bun, hai să ne uităm la videoclipul ZD. Își face aici omul nostru, își face videoclipuri, își face... și le trage destul de bine. Hai să vedem dacă reușim să schimbăm scena și să punem asta la Chrome fără să punem ceva ce nu trebuie să fie pus. Season Encounter. E bun. Nu cred că o să văd. E bine. Bun, asta e. Mai văd chat-ul. Gata, îl văd. Dar ne mai uităm la videoclipul lui ZD. După aia ne-am dus. Vedem ce zice acest Frag Movie. Prea a plăcut de astea lui ZD, că le trage la băieți, le trage, nu pot să zic că nu le trage. Avea el la început acolo niște
niște texte de alea puse foarte iurea, care nu aveau treabă cu un frag movie, însă i-am zis, le scoate și merge. Muzica asta, nu știu ce să zic, sincer, zădă, nu știu dacă mai ești pe aici, nu prea merge de frag movie. Deși așa mai edgy, am văzut, de fapt nou. Cred că merge, de fapt, că am mai văzut așa mai edgy, mai așa mai... ce drăzul ăla în geam. Le trage bine zădă. Fugit ăla în conector. Sing Kill cu melodie, bă, da, dar e un pic mai greu de făcut. N-ar fi așa o mare problemă ăla, dar... Adică merge și așa, merge și fără. Merge și fără. Uite că știe pe toate hărțile, nu se joacă numai Mirage ca băieți. Nu, merge și melodia asta, merge. Bă, ce s-a întâmplat aici, la ăsta ultimul? I-a pus un filtru peste sau... Ce s-a întâmplat aici? Să zici că e Tarkov, ci a generat și arme super mare. Dar nu știu, cred că l-ai pus un filtru sau ceva, nu știu, se vedea puțin ciudat față de restul videoclipului, mă refer, neapărat rău. Dar gen, se observă că e puțin schimbat. Mamă, ce trăs loc. Dân palat cu pe 250. Și că am și un moment dat cu Roser Style 5. Asta este din căzătură, mai e cum mai. Bun, bine. Uite aici stacul de băieți. Overlay la Discord, nu știu ce să zic. Ar merge scos din... Adică bine, nu știu cu ce înregistrez. Dacă înregistrez cu Shadowplay, nu cred că ți-l prinde. Dar nu cred că... Sau ți-l prinde și cu Shadowplay? De fapt nu are nicio importanță. Nu sunt eu terminat. N-are nicio importanță, de fapt. Overlay-ul de la Discord. Cred că doar mesajele ar fi bine să nu se vadă. Dacă îi vezi pe ăștia care vorbesc, nu cred că are nicio importanță. Mă, dar ăștia de sub palat, din câte văd eu, de-i prins tu în meci, sunt adormiți, așa, nu prea reacționează. Bun, mi-a plăcut, valabil. Paolo, fără punct la... Nu, ultimul merge. Ce, mă? Zici Cezar. Lasă-l în pace pe ZD. Lasă-l în pace, că e... E mișto, le trage la băieți. Bine, mă, băieți, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până acum. Unde e eventul ăla după... e... fața mea, never mind. Vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până acum, mersi de sub. Bine, băieții, m-au dat 2 oameni sub, mulțumesc foarte mult pentru națeta XD. Și ne vom vedea, cred că mâine cel mai probabil, cu meciul celor de Galaxy Racer, să mă uit eu dacă mai sunt ceva meciuri, să îmi actualizez acolo thumbnail-ul. Bun, prieteni, ne vedem data viitoare. Pa, pa!